Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la o nouă emisiune, ediție specială. Știm cu toții că Valea Jiului s-a clădit pe huilă. O huilă care de cele mai multe ori a fost pătată cu sângele multor mineri. Astăzi, mineritul, din nefericire, este în colaps și asta datorită politicienilor, oricare ar fi ei, care rând pe rând au ajuns în fruntea acestei ramuri și care l-au dus în dezastru. La ora actuală în Valea Jiului mai avem 4 mine, 2 considerate viabile, 2 neviabile. Astăzi vom discuta despre minerit cu huila pe masă, pentru care îi mulțumesc domnului primar Tiberiu Acuriții, alături de Gheorghe Buda, fost director al minei Livezeni. Da. Bună seara și bine ați venit! Bine v-am găsit! Și candidatul PSD pentru funcția de primar al municipiului Petroșani, Costel Avram. Bună seara, mulțumesc de invitație! După cum spuneam, mineritul este în colaps și asta se datorează tuturor factorilor politici. Tuturor politicienilor care au fost din 90 până astăzi la putere. Deci nu putem spune că unii au fost mai buni și alții au fost. Toți au făcut ce au făcut și mineritul a ajuns în ziua de astăzi unde este. Discutam cu colegul Buda și spuneam că dacă, și îmi spunea că dacă nu vor fi investiții minime în minerit, mineritul nu are niciun viitor. În același timp, vreau să vă spun și văd acest cărbune mâinile noastre adus de primarul Tiberiu Acuriții. Da, l-a dat prin ceea ce a făcut el și arată că acum când a venit premierul Orban în Valea Jiului, l-a dus și la Chateau Pamblica la Muzeul Mineritului. Se pare că după cele spuse de premierul României Ludovic Orban, cred că cu o lună de zile în urmă la București a spus că mineritul nu mai are viitor. Venind în Valea Jiului, fiind și campanie electorală, a spus că va investi bani pentru ca mineritul să beneficieze și să existe un viitor. Viitor nu există. Viitorul există la minerit, dacă nu se iau măsuri urgente, numai în Muzeul Mineritului care a fost deschis acum la Petroșani. Din păcate, primarul Tiberiu Acuriții nu are absolut nimic ce să arate. Arată că mineritul se va termina și vom merge numai la muzeu să vedem exact cum au muncit oamenii. Și l-a mai dus pe Ludovic Orban la o investiție în Parâng, o investiție a Consiliului Județean. Eu cred că în condițiile acestea, ceea ce am spus noi, cei de la PSD, 3-2-1 restart, Petroșaniu trebuie să se restarteze. Aseară, împreună cu colegii mei din echipa PSD, am fost și am bătut la picior o parte din zona aeroportului, câteva blocuri și am stat de vorbă cu cetățenii. Am văzut exact problemele pe care le au. Dar vreau să vă spun, cu bani foarte, foarte puțini poți schimba fața municipiului Petroșani. Îți trebuie să ai voință și să fii un administrator bun. Este inexplicabil cum buruienele ajung aproape cât blocurile, sigur, spun și la figurat, și cei din administrația publică locală nu au făcut nimic. Până la urmă, Tiberiu Acuriții, ce primar să ești? Chiar aseară m-a întrebat cineva și spunea, domnule Avram, oare partea asta de aeroport face parte din municipiul Petroșani? După cum am văzut acolo, sigur că partea aia din aeroport nu face parte din municipiul Petroșani. De ce? Că e lăsată de izbeliște. Că e lăsată de izbeliște, că oamenii nu au siguranță. Și un lucru foarte important pe care oamenii l-au spus este nesiguranța lor noaptea în acea parte a Petroșanului. După cum știți, am făcut o consultare publică, poate cea mai mare consultare publică din 90 încoace, având în vedere faptul că va începe campania electorală cât mai repede, noi trebuie să știm exact care sunt problemele cu care se confruntă cetățenii din municipiul Petroșani. Am deschis o consultare publică, am primit aproape 5129 de fluturași înapoi, în care oamenii au ridicat problemele care le văd ei. Sigur, vă voi spune în campania electorală exact și strategia pe care noi o facem, cei de la PSD, o facem după doleanțele și problemele pe care ei le-au ridicat. În condițiile acestea, pe ei am făcut partea deciziei pe care noi o vom lua în următoarea perioadă. Și sigur, după 27 de septembrie, împreună cu echipa
mea cu echipa PSD, vom restarta municipiul Petroșani. Noi restartăm municipiul Petroșani din punct de vedere administrativ. Din punct de vedere a exploatării miniere, este foarte greu de restartat și colegul meu, Buda, vă va spune exact care este situația acum. PSD-ul a fost și el în fruntea complexului energetic Hunedoara, a Companiei Naționale a Huilei și toate celelalte societăți care au mai existat, au fost închise, falimentate. Domnule Buda, dumneavoastră veniți din rândul administrației de la Mina Livezeni, de acolo de unde am această bucată de Huilă. Cum este Marea să Bogăție. Vedeți astăzi că Mina Livezeni traversează o perioadă foarte dificilă, dat fiind faptul că cred că a fost o perioadă de 2-3 luni în care nu s-a scos cărbune deloc de acolo. Așa este, a fost un abataj în pregătire, abataj pe care, sincer, mă doare sufletul când am putut să-l pornesc personal, pentru că 2 ani jumate m-am chinuit împreună cu echipa de acolo, bineînțeles, ca să ajungem la rezultatele astea. Nepornirea avantajului nu s-a datorat problemelor Minei Livezeni sau oamenilor de acolo. S-au datorat în principal aprovizionării cu materiale și cu forță umană la timpul potrivit. Au fost multe conduceri la nivelul complexului, la nivelul unităților, dar trebuie să ținem cont că mulți s-au mulțumit doar cu luarea salariilor. Nu s-a venit cu nimic nou. Promisiunea au fost multe din partea tuturor. Se vede unde am ajuns, nu numai cu Livezeniu, că dacă ne uităm și la celelalte exploatări, cam tot pe acolo sunt, chiar dacă vulcanul ar merge un pic mai constant, dar producția nu cred că e suficient de mare. La noi, acum, într-adevăr, la noi, spun noi Livezeniu, că încă l-am în suflet, după 20 de ani de experiență la mina respectivă, abatajul ăsta o să dea un pic de liniște, poate un an jumate, poate doi. Timp în care, cu colegii de acolo chiar am discutat, să nu se lase pe tânjală, cum s-ar spune, și să pregătească ceva spre stratul 13. Se știe că sunt programe suficiente făcute. Dacă într-adevăr se va ajunge să meargă o jumătate de an, măcar 2 abataje consecutiv, clar se va demonstra eficiența mineritului la Livezeni. Și prin cantitatea de cărbune și prin costul pe gigacalorie. Dar pentru asta trebuie adus ceva. Noi acolo am lucrat cu un complex mecanizat SMA-2 cu jumătate de secții recuperate dintr-o surpare de la Paroșeni prin 2004-2005, sper să nu mă înșel, care au fost în funcție undeva din 1980 la Paroșeni. Nu le mai scotea nimeni de acolo. Noi nu aveam cu ce lucra după experiența neplăcută cu stratul 13. Ele funcționează și acum. Cu reparații, 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 reparații. Din tot răul, Mina Livezeni putem spune că stă cel mai bine. Este promovată ca cea mai modernă mină. Este într-adevăr așa? Dacă într-adevăr complexul ăsta, de care vă spun eu că e de cel puțin 40 de ani vechime, e foarte modern, atunci așa e. Cine o vede așa? Dar nu, nu cred că e deloc așa. Mina Livezeni are într-adevăr un zăcământ foarte bun. Are deschidere pe stratul 3 și stratul 13 cu posibilități de deschidere a stratului 5. La fel sunt programe făcute și pentru așa ceva. Sau cel puțin la nivelul celor rezervelor deschise la momentul ăsta, 10 ani ar putea da cărbune cu mici ajutoare. Mă refer la investiții, la un complex mecanizat. Am adus complexul de la Lupeni, știe toată lumea, Tagorul care stă în curte, pentru că n-am avut bani ca să reparăm transportorul, să facem o revizie la combină. Care combină? Se pare că ar merge. Dar dacă mergem pe se pare și că va fi, nu va fi niciodată bine. Și oameni care să mai lucreze? Oameni obligatoriu, pentru că oamenii, într-adevăr, acum trebuie să mulțumim și, într-adevăr, știm cui să mulțumim pentru pensiile care le avem, nu trebuie să specific eu personal, dar omul nu mai ai cum să-l motivezi să-l ții la muncă. N-aș vrea să mă dau exemplu personal, că am stat într-adevăr peste perioada de, în care puteam să ies la pensie, dar chiar dacă par un pic poate arogant, poate nu știu cum, mi-a plăcut. Nu am stat pentru bani, se știe, pensiile sunt foarte bune, mi-ar fi plăcut să mai stau, nu vreau să vorbesc nici despre situația asta, că totuși a trebuit să plec, dar sunt cu sufletul lângă ei. Cel puțin lângă Livezeni tot timpul, dar și lângă restul. Dar nu vă doare sufletul să vedeți că astăzi nu mai pleacă nici măcar o garnitură plină de cărbune? Exact la asta am încercat să vă spun. Vorbim de parte. Exact asta am încercat să vă spun. Nu o să poată să plece garnitura atâta timp cât numai ceri, dar nu dai. Nu putem vorbi, s-a discutat în multele ședințe care le-am avut și la nivelul complexului energetic, să lucrăm pe buget. E foarte corect economic.
Dar nu poți să lucrezi pe buget când pornești de la sub zero. Haideți să aducem totul la o linie de plutire și da, dăm cu subsemnatul, ne angajăm, pornim de la zero. Le demonstrăm oamenilor că se și poate. Probabil nu va fi niciodată mineritul, eu știu, performant, dar nici în hăul în care a ajuns. Cu acești oameni puțini care să știți că sunt foarte deosebiți, cel puțin la Livezeni, chiar dacă am plecat de acolo, chiar merită toate felicitările. De ce a ajuns mineritul așa? Exact cum a spus dumneavoastră la început. Toți care s-au perindat, s-au mulțumit să ne promită, s-au mulțumit să ne dea salarii, pentru că, mă repet, încă o dată, cred că asta e o problemă foarte mare. Și poate și noi ne-am mulțumit pe lângă ei. Le-am luat. N-am făcut nimic. Ne-am uitat când cineva a luat măsuri împotriva noastră și am tăcut din gură. Am tăcut din gură când alții n-au luat măsuri cu cine trebuie și s-a ajuns unde s-a ajuns. Dar promisiunile cred că a făcut tot rău. Domnule Avream, Partidul Social Democrat, din care dumneavoastră faceți parte, a fost martor de foarte multe ori la acest dezastru din minerit. Noi trebuie să ne asumăm și cele bune și cele rele. Nu știu dacă am luat tot timpul cele mai bune măsuri, dar în același timp, cum spunea și domnul Buda, prin politica pe care a făcut-o Partidul Social Democrat, s-a plecat asupra acestor oameni din Valea Jiului. Spunea domnul Buda de pensii. Am încercat. Poate nu s-a făcut mai mult, mă refer aici, la investiții, fiindcă dacă investițiile nu sunt făcute la timp, sigur, nu vei avea pe termen mediu sau lung un viitor. Deci toate partidele, toate guvernele care au fost la putere nu și-au făcut datoria față de acești oameni. Și eu mai spuneam odată aici la dumneavoastră la televiziune, până în 90, mineritul, și spunem, Valea Jiului, a contribuit ca țara aceasta să se dezvolte prin producția de huilă. După 90 încoace, a început declinul. Eu cred că este momentul ca și țara să facă ceva pentru Valea Jiului. Valea Jiului a făcut pentru țară, dar acum și țara trebuie să facă pentru Valea Jiului. Dacă vorbim din punct de vedere economic, da, mai bine e cărbune din Africa de Sud, dar în același timp, ce facem cu oamenii aceștia care în atâția ani, în zeci de ani, a făcut pentru țară? Despre asta. Eu mă bucur și stăteam și ascultam cu drag pe colegul și prietenul meu, Buda, cum vorbea despre minerit. Eu nu mă pricep la minerit, dar îi mulțumesc încă o dată că a venit alături de mine, a venit alături de echipa Partidului Social Democrat să fie pe listă, pe lista de consilieri în cadrul Consiliului Local Petroșani și sigur, vocea minerilor de la Livezeni va fi auzită în cadrul Consiliului Local prin vocea domnului director Buda. În același timp, poate vine și spune cineva, domnule, dar ce face primăria? Ce poate să facă primăria? Sigur, primăria OAT, Petroșani, primăria, Consiliul Local nu se poate implica decizional în ceea ce înseamnă minerit la mina Livezeni, sau, dar Consiliul Local, primarul, poate ca vocea lui, printr-un om, ca Gheorghe Buda, Costel Avram, primar, să meargă înainte și cei factorii care sunt îndreptățiți să ia măsuri, să audă exact vocea celor care muncesc la mina Livezeni. Vocea oamenilor, ce trebuie făcut, trebuie în același timp cu parlamentarii din județul Hunedoara, indiferent că sunt în opoziție sau sunt la putere, trebuie să facem lobby-ul necesar ca mineritul, dacă vrem să existe, și când ven delegații de la București, toată lumea, nu este niciunul care să spună că mineritul trebuie să se oprească. Toți vor ca mineritul să meargă în continuare. Dar ce facem noi pentru minerit? Dăm banii de investiții. V-am spus și cu riscul de a repeta, îmi spunea domnul Buda aseară că cu investiții minime putem duce încă mulți ani înainte ca mineritul de la Livezeni. Și noi discutăm concret de la Livezeni, ceea ce dumnealui știe. Da, noi asta putem să facem. Vocea minerilor la Livezeni și va putea fi auzită prin Gheorghe Buda în Consiliul Local Petroșani. Vocea lor trebuie să fie auzită de un om care știe, care a lucrat atâția ani în ei. Nu mergem noi, eu primar, mă duc în mină, vin tot murdar pe față, că am fost în mină, facem poza de rigoare la ieșire din mină, alături de actualul consilier local și director la mină, numai că nu știm unul. Unul a fost murdar pe față, unul a fost curat. Unul a fost în mină sau unul nu a fost în mină. Sau unul s-a murdărit numai de dragul de a apărea în fața cetățenilor. Asta nu știm, dar este problema lor.
Apreciez și încă o dată îi mulțumesc lui Gheorghe Buda că a venit în echipa PSD Petroșani și vom lupta ca vocea minerilor livezeni să fie auzită. Domnule Buda, mai au minerii voce sau mai vor să aibă o voce? Pentru că asistăm de ceva ani din rândul minerilor la o dorință de a prinde acea disponibilizare, de a ieși la pensie. Parcă nici ei nu mai vor să tragă la acest plug. Să știți că minerii vor. Dar la situația actuală în care se văd un pic marginalizați, ca să spun așa mai pe românește, la momentul la care ei strigă și nimeni nu-i aud, trebuie să gândească și la existența lor. Într-adevăr, se pune problema ordonanțelor, se pune a pensiilor, mă repet încă o dată, pensiile sunt destul de frumoase față de salariile care le iau ei pentru munca depusă, muncă foarte grea, trebuie să recunoaștem. Ce salariu e acum un miner la început de drum, să zic? Că știu că minerii vezi s-a numărat printre minele care a beneficiat de angajări. De angajări, dar și de plecări. Un pic peste 2000 de lei. Și e totuși muncă în subteran. Acolo e salariu. Nu pot să vă dau o cifră exactă, nici nu știu dacă e corect, dar asta acolo este. Asta necalificat, mă gândesc. Da, chiar și calificat. Când îl angajezi prima dată la mine, nu poți să-i dai salariu că el a lucrat, dau un exemplu la Renel, electrician. Nu e aceeași situație. Sunt oameni bine pregătiți care vin din afară, într-adevăr, pe anumite categorii. Dar mai întâi trebuie e alt loc de muncă. Cu alte... Nu trebuia să se facă mai din timp, să zic eu așa, mai o restructurare și să fie mai puțin cu MAPA și mai mulți cu SAPA? Restructurarea s-a promis dintotdeauna. Pentru că știm că asta era tot timpul dorința. Eu cred că aici trebuie să fie oameni minerit. Restructurare trebuie făcută în aparatul bugetar. Și dacă este să discutăm și domnul Buda spunea de 2000 de lei, hai să vedem exact care este cel mai mic salariu la un funcționar public și veți vedea că veți avea mari surprize. Eu cred că și funcționarul public trebuie să îi se dea salariul care merită. Eu sunt de acord. Hai să vedem exact dacă nu trebuie făcută o restructurare în aparatul primăriei, Consiliul Județean, să vedem exact dacă toți oamenii care sunt angajați își fac datoria, dacă nu sunt prea mulți. Noi am ajuns ca în unele localități angajatorul cel mai mare să fie primăria sau aparatele bugetare, spitalul să fie cel mai mare angajator. Și totuși oamenii aceia au salarii foarte mari, iar minerii la ora aceasta ție milă când vezi ce salariu există. Dar spunea dumneavoastră mai înainte și așa este. Și domnul Buda spunea foarte bine, minerii vor să meargă în continuare, dar minerii trebuie să se gândească și la ei. Adică politicienii vin în campanie electorală, se gândesc numai la ei, vin cu promisiuni de șarte pentru a avea câștig de cauză politicianul. Lăsând la o parte minerii. Adică politicienii pot să se gândească numai la ei, iar minerii să nu se gândească la ei. Ba da, eu cred că este normal că să se gândească și la ei. Merg în fundul pământului, și nu știm. Vin înapoi, nu vin înapoi. Au o muncă foarte grea și dacă vine ordonanța, ei pot să beneficieze de pensie, de ce să nu se ducă? Că, Doamne ferește, am avut un prieten și Dumnezeu să alerte, în ultima zi de muncă a murit în acel accident de la mina Hurican de acum 2 ani, dacă nu mă înșel. Deci ei de ce să nu se gândească la ei? Aș vrea să vă specific în legătură cu restructurarea. Cu un exemplu. Am avut vizite de la polonezi, chinezi, germani în mină. Nu știu dacă mă credeți pe mine sau puteți să întrebați pe cei care au fost cu mine că unii încă mai activează. Mi-a fost rușine când respectivii vizitatori ne întrebau... Potențiali investitori, așa e. Nu neapărat. Nu, ei au venit pentru utilaje mai mult. Că să ne ajute cu ce-i nevoie, pentru asta am vizitat, le-am prezentat noi lucrările de pregătire, cum facem exploatarea, cum facem întreținerea, cum facem tot în subteran. Dar credeți-mă că ne-a fost rușine când respectiva persoană ne-a dat exemplu că noi în Polonia cu un singur om și o mașină facem ce faceți voi cu 10-15 oameni. La care răspunsul unui oficial din companie la momentan, da, dar la noi nu sunt bani. Pentru banii ăia trebuie cineva să gândească cum să-i avem. Corect, ne raportăm la costul energiei. Acum nu ne putem raporta atâta timp cât nu este cărbune. Suntem într-adevăr pe piața de energie. Suntem cum suntem. E mult mai ușor să bată vântul, să curgă apa, Dar cineva trebuie să vadă și treaba asta. Se lăudau cu complexul Valea Jiului.
va fi un lucru bun. Dar să nu uităm, va fi zero la început, dar după prima zi va fi sub zero. Dar zero în condițiile astea. Această companie de foarte multe exact ori. Asta de fiecare dată a acumulat. Și vorbim de niște datorii colosale de exact fiecare asta dată. Încerc unde sunt spun. Acei bani? Pentru că în subteran nu-i vedem. Nu sunt, tocmai. Nu sunt. Și revin, ne-am mulțumit cu salarii de-a lungul timpului. Eu zic că banii au fost în minerit. Au fost. Dar gestionați probabil cum nu trebuie. Mai înghit minerii aceste gogoși venite din partea politicienilor și mai pot fi o masă de manevră, așa cum știm că s-a întâmplat de foarte multe ori? Eu nu v-aș da dreptate, îmi cer scuze, n-au fost masă de manevră. Ei și-au apărat dreptul. Chiar dacă n-am fost sindicalist și în ultimul timp chiar n-am fost în niciun sindicat, trebuie să fac pe sindicalistul acum și să spun că minerii și-au apărat drepturile. Atâta timp cât vii și îi pui în față o fișă de plată mică, îi spui, nu am ce să-ți dau ca să te ajut să lucrezi, dar la sfârșitul lunii nu pot să-ți dau nici salariul chiar întreg sau cauul acela care se cunoaște, ce să facă minerul? Să tot tacă? Nu poate. Atât cu destul. Și în aceste zile știm că și la termocentrala Mintia au fost proteste și la Vulcan în subteran și în celelalte mine, dat fiind faptul că de vreo 3-4 luni de zile sunt nu restanțe. Le mai sunt acordate. Din martie, dacă știu eu bine, da, corect, sunt ceva restanțe, da. Credeți că ar putea izbucni vreo grevă? Nu știu. Nu pot să mă pronunț la grevă, dar minerii să știți că oricum își fac datoria, oricât de greu ar fi. Au ei vorba aia că politicienii sunt sau șefii să stea acasă sau nu știu cum să mă exprim mai corect. Dar minerii, până la urmă, tot își fac. Ei știu că ei sunt cei care lucrează. Și întotdeauna, în toate discuțiile care le-am avut cu ei, cam asta am încercat. Politicul la o parte. Că-s eu acolo, că-i domnul Durbacă, prietenul meu. Nu noi contăm foarte mult. Munca, efectiv, o fac ei. Noi trebuie să venim cu soluții, cu gândire, cu pregătiri pentru mai departe. Să nu se ajungă în situațiile astea. Doar că trebuie să se știe clar. Mina Livezen nu-i de sine stătătoare. Îi sub tutela Complexului Energetic Hunedoara. Au apărut atâtea răutăți în ziar că livezenul n-au gândit, n-au făcut. Nu există. Se pot prezenta sute de mii de acte care s-au făcut cu gândiri, cu abataj pornit când se termine altul, cu pregătiri înainte, cu trei, două abataje. Toate depindeau de materiale și mână, forță de muncă. N-au fost. Bineînțeles, se vede, mina Livezen nu a dat două luni cărbune sau trei, cum a spus dumneavoastră. Condusă de... Mulțumesc. Oricine, de oricine ar fi condusă și vedem rezultatul astăzi. Mineritul este în dezastru. Domnule Avram, de-a lungul timpului, în Valea Jiului s-au perindat foarte mulți politicieni, de la Viorica Dăncilă, la Orban și Tudose, Joană și mai care au mai fost. Băsescu. De fiecare dată, pentru ei, Valea Jiului a contat numai în campania electorală. Este foarte adevărat. Este foarte adevărat, dar hai să vedem exact totuși cine și-a lăsat și amprenta pe Valea Jiului. Hai să vedem exact și dacă este să discutăm, hai, nu la politicienii de la București. Hai să vedem la nivelul județului Hunedoara și dacă este să discutăm despre Consiliul Județean, cum și-a lăsat amprenta Consiliul Județean Hunedoara, condus de PSD, către Valea Jiului. Ce a făcut Consiliul Județean Hunedoara pentru Valea Jiului și ce a făcut Consiliul Județean condus de PNL pentru Valea Jiului. Sunt două lucruri distincte și putem face paralelă, o paralelă a banilor pentru investiții în Valea Jiului. Dau un exemplu. 2012-2016, când a fost condus de PNL, 2016-2020 condus de PSD. Ce a făcut PSD-ul în plus față de PNL? Și veți vedea că veți avea surprize în sensul bun al cuvântului, lucrul acesta materializându-se prin bani, prin investiții, prin tot ceea ce s-a făcut în Valea Jiului. Dacă este să discutăm de minerit, dacă este să discutăm acum ultima dată, da? Eu știu că președintele României a promulgat legea senatorului PSD Cristian Răzmiriță, în care oamenii care au lucrat în zona Valea Jiului pot ieși cu 2 ani mai devreme la pensie. Se pare că minerii nu beneficiază fiind faptul că ei beneficiază de o... De celelalte. Dar ceilalți oameni din Valea Jiului beneficiază de această lege, da? Hai să vedem exact de statutul pensionarilor, de pensiile
în timpul când Olguța Vasilescu conducea Ministerul Muncii. Hai să vedem de guvernarea PSD care a adus pensiile oamenilor din Valea Jiului. Nu știu dacă chiar acolo unde trebuia, dar oricum s-a mărit punctul de pensii și oamenii beneficiază de acești bani. Fiindcă, indiferent dacă faci un drum, indiferent dacă faci tragi apă, oamenii până la urmă contează dacă în buzunar intră un leu în plus. Dar în același timp, depinde și de administrația publică locală. Dacă tu ai o infrastructură foarte bună, eu dacă am mașină, nu dau prin grup și ca după aia să mă duc la service să plătesc. Banii ăia care... un trai mai bun. Banii decât să-i dau la service, mai bine rămân la mine în buzunar și eu fac, cumpăr ceva pentru casă, pentru familia mea. Deci depinde și de administrația publică locală un trai mai bun. Dacă avem apă non-stop, investițiile care au venit în Valea Jiului, care au creat unele, sau au creat disconfort, fiindcă și acasă, dacă dai cu var, nu e, se vede jos sau trebuie după aceea să faci curățenie. Dacă faci clătite, cum făcea primarul Tiberiu Iacobriței, când întorci clătita, sare și ulei. Păi aici, când sapi la 2 metri, a fost disconfort. Hai să mergem să vedem exact ceea ce a rămas în urma lucrărilor. Lucrurile încă nu sunt gata. Urmează să facă recepția finală. Îmi spunea Olguța Vasilescu că ea, ca și primar al Craiovii, a lucrat cot la cot cu compania de apă pentru a scrie proiectul și a venit acum, de bea acum s-a aprobat unul din cele mai mari proiecte din România. Noi nu ne-a ajutat unitatea când eram director la Apaser. Sub nicio formă nu ne-a ajutat primăria. Nici n-am avut nevoie de ajutorul ei. Dar acum la implementare, în loc să se bucure de ceea ce facem, a pus strâmbe în rezolvarea și în construcția, în terminarea acestor lucrări. Lucrurile s-au terminat sau urmează să se termine și oamenii vor vedea exact ipocrizia acestui domn primar. L-am rugat de N ori să vină să discutăm. Cum spunea și domnul Buda, alții sunt cu investițiile. Chiar dacă mina Livezeni este de sine sănătoare, banii vin de la complexul energetic Unedoara. Complexul trebuie să se lupte, așa și noi aici. Noi ne-am luptat, am adus bani în Valea Jiului. Nu este păcat ca o investiție de mare, de o valoare foarte mare pentru Valea Jiului să cadă în derizoriu datorită unui polițian ca domnișoara Tiberiu Iacobriței. L-am rugat de atâtea ori să vină să discutăm față în față, fiindcă dintr-un dialog constructiv poate câștiga numai cetățeanul din Pedușani. Credeți că a vrut sau a dat un semnal? Nu, nu a dat niciun semnal. Eu vreau să vină să discutăm față în față fiecare ce am făcut. După discuțiile pe care le am cu cetățenii din municipiul Petroșani, arată clar că oamenii vor o schimbare. Și schimbarea nu este numai că merge Costel Avram, ci după 13 ani de domnie arată că nu s-au făcut investiții. Oamenii nu simt acel trai mai bun. Și mă uitam aseară prin aeroport, prin Venus, bălăriile sunt cât blocurile. Ăsta e un lucru simplu. Am informații de la primărie că oamenii de la primărie au cumpărat coase, au cumpărat tot ce trebuie, dar este mai bine să dăm 1.700.000 la un cetățean care are o firmă. Eu cred că trebuie puși oamenii la muncă. Lumea spunea de Tiberiu Iacobriței, încearcă să le spună oamenilor din aeroport, dacă vine Costel Avram, le taie ajutorul social. Domnișoară, dacă oamenii merită, trebuie să ia în continuare ajutorul social. Legile trebuie să fie respectate. Dacă legea spune și întrunește toate condițiile, trebuie să... Dar în același timp, hai să vedem exact care sunt condițiile care trebuie să le întrunească, ce trebuie să facă oamenii cei de la ajutorul social. Și putem discuta. Nu am dat pe nimeni afară. Că Avram este un tip dur. Da, sunt un tip ferm. Iar fermitatea de care am dat dovadă a dus la rezultate... Se spunește că în administrația petroșeniană veți face curățenie sau așa v-ați lăudat, am înțeles. Dar nu este un lucru rău până la urmă dacă oamenii nu-și fac datoria, dar nu eu. Pe unde am fost nu am dat pe absolut nimeni afară. De exemplu, aseară, niște oameni stând pe bancă cu ei ridicau problema, două probleme. Siguranța din aeroport, nu, oamenii nu sunt în siguranță, poliția locală nu-și face datoria, trebuie făcut obligatoriu un post de poliție în aeroport.
Oamenii se tem, sună la 112, își dă numele, după aceea cei care fac scandal după ora 10 seara vin și bat la ușă și nu știu, nu bat așa cu două degete, bat și rup ușile. Deci despre asta, siguranța cetățeanului, poliția locală, dumneavoastră știți că poliția locală are salariu mai mare ca poliția națională, nu este corect. Trebuie să-și facă datoria. Eu cer peste tot pe unde am fost, pe unde sunt și acum la Consiliul Județean. Le cer tuturor angajaților, tuturor funcționarilor să-și facă datoria conform fișei postului. Atât tot. Dacă asta înseamnă duritate, eu sunt de acord cu acest termen. Și doi, v-am spus, da, oamenii simpli din aeroport care nu au, care muncesc, care în povestea o femeie are 1300 de lei net. Ea și soțul 1300 de lei, au doi copii, stau în chirie. Problema este alta. De ce plătesc banii impozite la primăria municipiului Petroșani, care face un buget și dăm salarii la poliția locală care nu-și face datoria? Cer ca poliția locală să-și facă datoria. Nici în timpul pandemiei n-au fost polițiști locali să vadă ce se întâmplă acolo. Nu pot fi de acord cu dumneavoastră, pentru că eu am văzut în stradă de foarte multe ori și chiar aplicau amenzi. Eu v-am spus de zona aeroport. Prin zona aeroport, prin zona Venus, Saturn, nu a fost nimeni de multe luni. Siguranța cetățenilor din municipiul din Petroșani, din zona aceasta este în pericol. Așa mi-au spus ei. Eu cred că dacă nu mă ducem și stau de vorbă cu ei, poate nu ajungem la această concluzie. Și chiar nici nu știam cum naiba. Că la un moment dat oamenii aseară mă întrebau, domnul Avram, această zonă face parte din municipiul Petroșani sau nu face? La modul cum arată, nu face parte din municipiul Petroșani. Dar cu toate că ei plătesc impozite municipiului Petroșani. Domnule Buda, de ce ați ales să intrați alături de Costel Avram în această luptă aprică de la Petroșani? Personal, sunt în Partidul Social Democrat din 2000. Nu am fost vizibil pentru că niciodată nu am vrut să amestec lucrurile. Am zis că îmi fac treaba la mine. Acum s-a terminat treaba la mine. Trebuie făcut altă treabă. Trebuie făcut mult mai mult pentru orașul ăsta și putem. Credeți-ne că putem. Suntem inventivi, suntem, zic eu, încă tineri, cum îmi place mie să zic, corect. Și putem face multe. Mult mai multe decât s-au făcut. A fost o perioadă totuși prea lungă, acești 13 ani. Nu știu dacă eu pot să justific, pot să cataloghez ce s-a făcut în 13 ani și dacă se putea face mai mult de actualul primar. Nu vreau să vorbesc treaba asta, îl cunosc, îl respect ca primar. Dar trebuie să o luăm de la început. Domnul Buda este doar un nume de pe lista de consilieri, din ce am înțeles. Domnule Avram, am înțeles că ați și finalizat-o. Nu mai puteți spune... Într-un timp foarte scurt, adică sâmbătă ne vom merge la biroul de circumscripție, vom depune dosarele și veți vedea și lista de consilieri. Vă pot spune că în primii 10, numai 3 oameni din Garda Veche sunt în lista de cei primii 10. Deci 7 sunt noi. Dacă tot mergem cu restart Petroșani, trebuie să restartăm, să începem restartul cu noi înșine. Deci, încă o dată vă spun, în primii 10 sunt numai 3 din Garda Veche, restul sunt noi. De ce doar atâți? Pentru că știm că de-a lungul timpului Partidul Social Democrat Petroșenian, organizația petroșeniană, a fost blamată datorită pactului pe care l-a făcut în Consiliu cu Tiberiu Acuța. Acum, știți ceva? Eu vreau să vă spun că nu este niciun blat între PSD, la ora când discutăm noi, între PSD și Partidul Național Liberal. Dar a fost până acum. Dar, în urma alegerilor din 2016, trebuia făcută o majoritate. Sigur, Tiberiu Iacobriții nu a putut să facă singur majoritatea, iar împreună cu Partidul Social Democrat a făcut o majoritate. Florin Nicolae este viceprimarul municipiului Petroșani, membru PSD. În același timp, degeaba, că dacă noi am făcut majoritatea, am participat, fiindcă trebuia primăria să funcționeze, trebuia să ai un buget. Dacă nu ai majoritate, nu poate să treacă bugetul, nu poți să faci absolut nimic. Dar de ce problema este alta. Sunt foarte puține lucruri care s-au făcut, dar nu din cauza Partidului Social Democrat, fiindcă butoanele sunt la primar, degeaba. Dacă vreți, poți să iei un primar acolo cu tine, îi dai să ascute creioane și cu asta basta. Problema este că și PSD-ul trebuia să se implice mai mult. Avea votul.
Cum să se implice? Prin vot. PSD-ul putea să facă o alianță, la fel cum s-a întâmplat și la nivel național, cu ALDE și avea majoritatea. De ce nu s-a întâmplat asta? Nu pot să vă spun eu ce a fost în trecut. Eu pot să vă spun ce se va întâmpla de azi încolo. Și noi putem face alianță cu oricine, fiindcă trebuie să facem ca să resartăm municipiul Petroșani. Trebuie să funcționeze. Sunt lucruri minime care trebuie făcute în municipiul Petroșani, în care poți schimba înfățișarea. Începând de la a cosi iarba și de la a da cu vară bordurile. Din start, bani puțini, dar noi avem de dezvoltat. Noi trebuie să dezvoltăm sus muntele, domeniul schiabil. Nu s-a făcut absolut nimic. Sigur, a fost un dosar la DNA, iar de frică de a nu intra în acel dosar, nu am mai făcut nimic. Dar ce vină are cetățeanul de Petroșani că noi nu dezvoltăm nimic? Chestia că a fost PSD-ul la putere și nu i-a dat bani. Aici, domnișoara Tiberiu Iacobliții minte cu nerușinare. Au fost și bani când au fost returnați înapoi, când nu au fost cheltuiți. Teama lui de a se băga și a construi a dus la rămânerea în urmă cu câțiva ani a municipiului Petroșani. Cineva ieri m-a întrebat la Deva dacă Petroșani, toată lumea zice, Petroșani e capitala Văijiului, dar Petroșani nu a ținut cont, nu a ținut dezvoltarea cu vulcanul, cu Lupenii. Dacă este să discutăm de Lupeni, Lupeniu, eu cred că la ora aceasta, prin primarul Lucian Răzmeniță, proiectele, lucrările de investiție au luat o amploare foarte mare. Din păcate, la noi, la Petroșani, spuneți-mi mie, ce investiții majore sunt făcute în municipiul Petroșani? În afară de faptul că noi, prin APA SERV, am reabilitat rețelele de apă și canalizare, am adus bani europeni, care sunt investițiile care sunt făcute în Petroșani? Dar eu niște exemple. Bazinul de not didactic, sala polivalentă. Dacă este să discutăm bazinul de not... Cinematograful. Da, cinematograful care a fost dat, a fost luat de la prietenul lui Tiberiu Iacobliții, da? I s-a dat bani și după aia n-am investit. Acum, toate aceste ani, asta funcționează. Dacă este să mergem după logica domnului Tiberiu Iacobliții, când l-a dus la investiții pe Orban sus, la investiția Consiliului Județean, toate aceste investiții sunt făcute pe timpul guvernării Partidului Social Democrat. Partidul Social Democrat i-a dat banii, Partidul Social Democrat guverna și a făcut proiecte. Fiindcă orice partid... Proiectul este făcut de Adrian David, trebuie să recunoaștem. Care? Proiectul din Palan, cu drumul. Dar de unde știți dumneavoastră? Păi pe vremea când era el la Consiliul Județean. Păi, domnișoară, dacă proiectul s-a găsit finanțarea în 2017, David avea un an jumate de când nu mai era la Consiliul Județean. În 2017, conducerea PSD a Consiliului Județean a găsit finanțarea. În 2018 s-a semnat actul în care s-a dat începerea lucrărilor și s-a semnat contractul cu constructorul, în care tot Partidul Social Democrat era la putere. Cum putea David, din postura de consilier a directorului CEH, să facă drumul din Parân? Sub nicio formă. Este o minciună, marca PNL, marca Adrian David. Dar cu minciuni nu pot să... Da, în momentul în care a fost dat constructorului pentru a se apuca, erați cu domnul Tiberiu Iacobliții în parâng. Da, am fost împreună. Lucrurile s-au schimbat în momentul când a ajuns că eu candidez alături de dumnealui la primăria municipiului Petroșani. Atât timp cât nu a avut în spate pe cineva ca să aibă un contracandidat în speță pe Costel Abraham, nu a avut nicio problemă. În momentul ăla s-au stricat relațiile. Dar nu văd de ce. Bunătății după 27 septembrie, pentru că eu presimt că așa se întâmplă în politică. În campanie se blamează, după aia... După 27 pulsuri, septembrie, Tiberiu Iacobliții poate fi un consilier bun, putem colabora în cadrul Consiliului Local, dar despre partea de prietenie, ceea ce a fost, este în afara părții politice, nu va mai fi niciodată ce a fost, fiindcă este inadmisibil. Este inadmisibil să încerci să ataci ca un bărbat și să te aperi ca o femeie. De ce spuneți asta? Păi apărătorul lui numărul 1 este soția dumnealui. Să nu implicăm familia. Nu vreau să implic. Dacă vă bateți, bateți-vă ca doi bărbați. Acum, domnișoară, a fost persoană publică în momentul când zice despre activitatea ei este femeie, dar când atacă poate să fie persoană publică. A fost persoană publică. Noi nu vorbim despre soția. Păi dacă este să vorbesc așa,
Nu soția lui Tiberiu Iacobriții a fost cea care a fost condamnată, ci ministrul tineretului și sportului. Ministrul tineretului și sportului de la vremea aceea, care a făcut instanța de judecată. Nu eu zic lucrul acesta. Doamne ferește, doamna a avut de chinuit și chiar mă gândesc cât a avut ea de chinuit. Acum, sigur, a venit, stă cu copii. E foarte bine. A lipsit o perioadă foarte mare de lângă copii. Este bine să stea cu copiii și să alesă pe Tiberiu Iacobriții să se apere. El nu poate numai să atace și de apărat să fie apărat. Dar se de... apără. De ce ziceți că nu poftim? Se apără? Se apără și el. Eu l-am văzut că se apără. Când l-ați văzut dumneavoastră ultima dată? L-am văzut în alte părți. Da? Eu vă spun că nu se apără. Pe la noi pe aici nu-i place. Fuge. A, s-a apărat și aici la dumneavoastră? Nu, nu. Din păcate deci, nu. De ce? Că nu vrea să vină. Asta este. El că nu mai are numărul de telefon, nu știu. El se duce numai la posturile pe care și la ziariștii care îl susțin. Păi trebuie să mergi, că așa este în viață, în politică. Nu toată lumea te dorește. Și eu, credeți că nu am și eu oameni care nu mă doresc, dar asta este, este, nu pot. În momentul când sunt persoană publică, mi-am asumat și cele bune și cele rele și unii mă scriu adevărat, alții scriu neadevărul, dar asta este viața în momentul când ești persoană publică. Domnule Buda, credeți în gălușca asta că turismul poate fi o alternativă la minerit? Dar de ce să o numim gălușca? Este o alternativă. Este o gălușcă pentru că de ani de zile o... Este. Dacă mi-ați ridicat pentru... mingea la fileu, atunci pot să vă spun și eu că dacă vin din domeniul mineritului, din 97, când știm cine era la guvernare, a început decăderea mineritului. De atunci se tot promite că dezvoltăm turismul, că dezvoltăm nu știu ce, nu s-a făcut nimic, într-adevăr, de toate guvernele care au fost până acum. Dar cine a pornit, pentru cine a pornit, trebuie să ținem cont. Nu vreau să dau și numele celui care a fost ministru la vremea respectivă. Și atunci eu personal... Eu personal nu aș numi o neapărat gălușcă, dar atâta timp cât nimeni nu face nimic, așa este. Nu putem numi de viitor. Nu se poate dezvolta turismul în Parâng? S-a dezvoltat în Straja. Ce are Straja mai în plus față de noi în Parâng? Eu vreau să vă spun și nu eu, că nu mă pricep, că de asta... Acolo oamenii s-au ocupat, aici n-au vrut. Sunt înconjurat de oameni, în minerit, acolo eu numai... Acolo a fost Emil Părău, în principal. Păi da, și Emil Părău n-a venit și în Parâng să facă o asociere publică-privată și nu a găsit înțelegere. De ce nu putem face și noi aici? Dar cred că mi-aduc aminte de o întâlnire cu inclusiv cu Dana Bates de la organizația Noi Orizonturi și Consiliul Județean a făcut atunci parte, a avut loc întâlnirea la Hotelul Rusu. Ce s-a întâmplat? Bine, este vorba despre acele locuri în care vrem să facem cicloturism. Despre asta nu s-a întâmplat absolut nimic. Fiecare primărie trebuie să-și ia în parte ceea ce poate să facă. Traseele de care merg între două unități administrative trebuia să fie făcute de către Consiliul Județean, lucru care nu s-a făcut. Dar v-am spus, noi discutăm despre parteneriate publice-private și aici, în munte, sunt bani puțini. Nu sunt așa bani mulți în care putem dezvolta, dar trebuie să existe atâta timp cât eu nu mă duc să schiez aici, mă duc în Straja, asta arată dezinteresul față de Muntele Parâng. Ați văzut, Tiberiu Iacobriții merge și schiază în Straja. Păi de ce nu te duci sus în Parâng, în condițiile care aici ai, tu păstorești de 13 ani. Ce ai făcut de 13 ani aici în Parâng? Am spus-o și la alt post de televiziune că mă întreba ce este cu ratracul. Păi, domnul Tiberiu Iacobriție, spuneți-ne dumneavoastră ce este cu ratracul, să știm exact cum a fost cumpărat la preț dublu, triplu, de prietenii pe care dumneavoastră îi aveți și i-ați îmbolnăvit de COVID când veneți de la București. Atât spun. Și dar dumneavoastră, ca și cetățean al municipiului Petroșani, de ce nu ați făcut lobby pentru ca canalizarea, apa, să ajungă mai devreme în Parâng și poate nu în pasul Vulcan? Adică nu se putea introduce nu în Parâng și nu se putea prin faptul că Tiberiu Iacobriți a spus că în domeniul șchiabil, în proiectul ăsta major, este și apa și canalul, ca după aceea să descoperim anul acesta că apa și canalul nu erau în domeniul șchiabil, fiindcă dacă vii și faci altă un proiect în acea zonă, pierzi banii de la domeniul schiabil. Asta a venit și s-a spus domnul Riți că nu putem face. Iar acum a venit, hai să facem. Vom găsi soluții și pentru apă și canalizare pentru cei care sunt acolo. Dar în viziunea mea este că noi trebuie să dezvoltăm jos, la bază. Orașul trebuie dezvoltat, create toate condițiile ca turiștii să meargă din oraș, să stea în oraș, seara să meargă la restaurant în oraș,
să meargă să stea la un hotel în oraș, trebuie puse la dispoziție transport pentru a-i duce din 10 în 10 minute sus în Parâng. Pe toți cei care poartă clăpari, care vor să meargă sus în Parâng, găsim soluțiile cele mai bune. Fiindcă aici pleci de la altceva. Ce înseamnă să duci să construiești acum în munte ien hoteluri? Ca peste tot în Europa, dezvoltarea se face la baza muntelui, în oraș. Noi trebuie să dezvoltăm municipiul Petroșani, trebuie să dezvoltăm domeniul schiabil, să cumpărăm instalațiile de transport, să le punem în valoare, oamenii să poată o zi să stea în Parâng, iar seara să vină să coboare, să beneficieze de restaurantele pe care noi le avem aici, de hotelurile care sunt în Petroșani sau spațiile de cazare. Cinematografe, bazine de nord. Fiindcă dacă eu, de exemplu, tot timpul spun, vine o familie, soț, soție și copil, poate a doua zi nu vor să meargă toți trei la schi. Poate copilul vrea să meargă să facă baie la bazin de not, soția poate vrea să facă shopping în oraș. Deci noi trebuie să le creăm toate alternativele, fiindcă dacă îi duci acolo sus în munte, ce vor face? Unul vrea să iasă la schi. Ceilalți doi, soția și copilul ceva, să stea în cabană? Nu. Noi trebuie să le găsim loc de a-și petrece timpul. Domnule Buda, din ce ne-ați spus, nu sunteți un om călit în politică, chiar dacă sunteți membru de atâția de zile. Sunteți pregătit pentru o campanie electorală murdară? Pentru că suntem în precampanie și vedem că deja se lasă cu urme. Indiferent de felul cum voi fi atacat eu personal, nu voi răspunde. N-am fost niciodată un atacator sau respect pe toată lumea. Domnule Abraham, v-ați ascuțit? Eu sunt un tip care a scălit în politică. Nu am nicio problemă, dar să nu credeți că nu te doare în momentul când ești atacat cu chestii nereale. Dar mergem înainte. Asta este. Vă mulțumesc mult pentru prezența din această seară. E clar, mineritul, că despre asta am discutat în principal, este în dezastru. Vom vedea ce se va întâmpla de acum încolo, cât va mai reuși să supraviețuiască. Investiții minime poate duce la încă... Investiții care nu le va face nimeni niciodată. Sunt 100% sigură. Eu vreau să vă spun că după ce a venit Orban la Petroșani, a spus că mineritul va merge înainte. Acum nu știu pe care Orban să-l credem, pe ăla din Petroșani, care la statuia minerului a spus că va da bani, sau pe la București, care a spus că mineritul nu are niciun viitor. Vom vedea. Aș vrea să mai adaug și eu ceva, apropo de investiții. Dacă închidem minele cum le-am închis pe celelalte, clar nu avem nicio șansă. Mai bine îngropăm decât să salvăm. Așa e. Vă mulțumesc mult pentru prezență încă o dată. Și noi mulțumim. Dragii mei, atât pentru astăzi. Ne revedem și mâine la emisiunea ediție specială. Până atunci, nu uitați, urmăriți postul de televiziune HD365 în toate rețelele de cablu din județul Hunedoara, fie că vorbim de vechea rețea UPC, actuală Vodafone, pe poziția 920, sau celelalte două, Telecom și Electrosim. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!